Salut! Ai ceva de spus? Aproximativ. Ați observat că întregul mult timp că nu mai îmi vine să comentez lucrurile care le-am comentat deja odată. Mi-a apărut ceva nou. Statueta pe fluxul de știri, copil rănit grav de o statuetă în primăria condusă de Nicu Jordan. Și tot tec, 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 tec. N-am băgat în seama. A apărut al doilea anunț. Copil a rănit grav de o statuie. Iar n-am băgat în seama. A apărut al treilea. Copil rănit grav de o coloană. Ce dracu e asta, băi? Și m-am uitat mai atent. Culmea că există și imagini de la locul faptei. Ce se vede acolo? Imaginea alea. La intrarea în primărie sunt două statui, două coloane decorative. E, și a intrat și un tată cu fiul lui. Nu dă mâna. Umilitor pentru copil să-l ții de mână. Nu, l-a lăsat acolo. Nu avea de rezolvat ceva. Iar copilul se considera ca locul de joacă. Și ce face un copil în locul de joacă? Se cațără pe tot ce găsește. Și l-a arătat aici în clip că efectiv s-a căsărat pe soclul acestui coloane și a început să tragă de el. Și cum avea timp, taică să nu-l băga în seamă și nici nu se gândea ce se poate întâmpla, a reușit să balanceze coloana aia până a picat pe el. Și l-a făcut knockout. Este tragic. Îmi pare rău foarte mult pentru copil. Toate știrile, Nicușor Dan nu a luat nicio poziție, au trecut 6 ore. Au trecut 12 ore, au trecut 24 de ore. Nicușor Dan tace. Păi, am o părere foarte proastă despre Nicușor Dan. De fapt, ca și părinții lui. Că de-aia l-au botezat Nicușor. Că era ceva mic, subdezvoltat, care nu gândește. Un copilaș, Nicușor. Și l-au intuit foarte bine. Că acum a ajuns baita-i mângătău, tot e rămas Nicușor mental. E mic și nu gândește. Însă în acest caz particular are o vină extraordinar de mică. Cine-i vinovat după mine, știu că o să deranjez pe multe lume, tatăl. De ce? Într-un fel după mine, tatăl trebuie să țină în lesă virtual copilul, în permanență, că el răspunde de el, până pleacă ăsta la armată sau rămâne pe picioarele lui în viață. Atunci se uită la el. Dar tatăl nu știa treaba asta, că el trebuie să aibă grijă de copil. El primul. Nu-i treaba lui Nicușor Dan să aibă grijă de copil prost crescut. După mine, modul cum s-a comportat copilul, asta arată. Prost crescut. Cu consecințele de rigoare. Nu Nicușor Dan e de vină, ci tatăl copilului. Mai precis, tatăl care l-a educat pe tatăl copilului. Că dacă îl învăța pe ăla stănoagă stânga, stănoagă dreapta, stănoagă în față, stănoagă în spate, tatăl actual știa ce se transmite copilului. E foarte frecventă treaba asta cu părinți care nu știu să-ți crească copilul. Îl fac și după aia e în curte la el și crește. Cum crește? Partea a doua. Lasă că le ducă viața. Exemplu. Culmea dată în uniformă, mergeam prin cartier.
Și un copil de ăsta mic, cu mămicuța lui, cum se spune acum, mămicuța, vrea ceva. Precis nu știa ce vrea. Și în concluzie dădea cu fundul de pământ. Și mămicuța a pus întrebarea aia complet greșită. Ce dorești? Și la habar n-avea normal. Și în concluzie dădea cu fundul de pământ mai departe. Și mămicuța mă vede. Și spune copilului, las că te faci tu mare și mergi în armată și te facă ea om. Zic, Doamne, la 18 ani nu-l mai face nimeni om. Noastră trebuie să-l faceți om, să-l educați. Ea a fost foarte intrigată, doamna de Brașov, cu ghilimele de rigoare. Asta e problema. Tatăl este de vină. Nimeni din prompteriște n-a ridicat această problemă. Tatăl e șocat. Și, în concluzie, Nicușor e de vină. Tot așa, dau exemple. În propria mea arhivă. Coboram de pe Postăvaru, primăvara. Se cam terminase zăpada. Singurul loc pe unde mai puteai să cobori din Postăvaru era pe drumul roșu. Unde era o fâșie așa îngustă de zăpadă, care trebuia să urmărești ca să nu ieși pe pereți. Și pe rând ne adunase mai mulți acolo, care pe rând ne dădeam drumul. Și ajung la un moment dat într-un loc în care puteai să întorci cât de cât, și acolo era o familie de sași. El, ea și copilul. Copilul avea botul să vedea că se izbise rău de tot. Mai curgea sânge. Tatăl discuta cu alt sas și spune, uite, tâmpitul ăsta al meu a ținut bățul așa și rezultatul a intrat bățul în gură. Zdrang cu bățul după ceafa copilului. Sasul ăla tu n-a comentat, copilul n-a comentat și a mers mai departe. Eu zic că tatăl ăla, dur, se comporta corect. Ca să învețe copilul. Mi-a plăcut o Seram Basarabean, care cântă. Și fata lui cântă. Cântă bine. Nu mai știu cum o cheamă. Și spunea Seranul Basarabean o treabă. Copilul trebuie să le duci când doarme de-a latul patului, nu lungul patului. Iar după mine, educația asta este extrem de restrictivă. Faci asta, nu faci asta. Și te ții de capul lui să nu facă aia. De ce? Că așa crezi tu. Nu trebuie să-i prezinți un proiect copilului în care să-i explici avantajele dacă face aia. Nu. Copilul trebuie să facă. Punct. Așa mi-a crescut și copilul meu. Și sunt mulțumit de felul cum se comportă acum. La început a fost o educație foarte dură, foarte germană, în care nu prea negociam. Și de atunci a putut să slăbesc șurubul în permanență, că era strâns suficient. Și încet le-am lăsat libere, că asimilaseră tot ce le-am spus eu. Că e bine, că e rău, nu știu. Eu sunt mulțumit cum se comportă acum. Stau bine ambele pe picioarele lor, descurcă perfect și asist. Apropo de asta, la un moment dat în apartamentul ăsta stăteau părinții mei, iar în apartamentul de alături stăteam eu. Și fetele, bineînțeles, erau când într-o parte, când dincolo. Că aveau alt regim în apartamentul părinților mei. Erau alintate. Și când intru acolo, le găsesc pe astea două ale mele, care efectiv erau în capul lui taică-meu. Pe o canapea, pe astea erau în spate și se jucau cu taică-meu. Și taică-meu râdea. M-am uitat, n-am zis nimic, am așteptat să plece fetelor și le-am zis, păi bine mă, tată.
Pe mine m-ai ținut așa să merg ca trolebuze și pe ele, cum le las să facă asta? Și tatăl meu mi-a spus o treabă. Bunicii n-au responsabilitate socială. Corect. Și bine zis. Alt exemplu. Aveam un coleg. Bătrân, noi ziceam, că era mai în vârstă ca noi. Care avea un copil. Mihăiță. Prost crescut până la Dumnezeu. Mihăiță făcea ce vrea în casa acolo. Și uite așa îi învârtea pe amândoi părinți. La un moment dat ne invită ăștia la masă, la ei. Masă frumoasă, aranjată, tot ce vrei. Costum, cravată, nevastă mai așa, țoale festive. Ei doi și Mihăiță, care nu știa ce vrea. Și în concluzie, fac o mică paranteză, a venit ei în vizită la noi. Apartament, două camere. Două fete acolo, ale mele. Când au venit, au ieșit și fetele mele din cameră de acolo, au stat, au salutat frumos și pe au dispărut. Cât? 3 ore cât au stat aia. De ce? Că așa au fost dresate. E, și în contrapartidă, bătrânul ne invita. Ne-am dus. Și ăsta urla. De ce? Că nu știa ce vrea. Și nu era băgat în seamă. La un moment dat, stă că vorbă cu bătrânul. Rezultatul Mihăiță se bagă între noi că avea ceva de spus lui taică-să. Ce? Nimic important. Mă întorc în partea la întotdeauna, de la soția lui. Vreau să vorbesc. Mihăiță apare între noi, începe să vorbească direct cu maică-sa, că avea ceva de zis. E important. Ca să o scurs, ca să o scurtez, la un moment dat Mihăiță începe să urle. Amândoi părinții pe rând îi pun întrebarea aia greșită. Ce dorești? Mihăiță urla. De ce? Că nu știa ce dorește. Și până la sfârșit, maică-sa se scoală de pe scaun, Mihăiță se așteaptă de locul ei și tace. Maică-sa vrea să așeze locul lui, asta începe să urle. Maică-sa vrea să așeze pe alt scaun la masă acolo, Mihăiță urlă. Ca să o scurtez, Mihăiță a reușit să ridice pe amândoi părinți în picioare și nu putea să așeze jos că urla. Eu mă îngălbenisem. Nevastă mea care mă cunoștea, mă mângâia, mă bătea așa pe mână ca să mă calmez. N-am zis nimic, am plecat. Taică-s-o a zis, știu că Mihăiță e puțin mai zbogdarele. Și am plecat acolo, în cartierul vest, unde locuiam noi. Să luăm autobuzul sau trolebuzul ce era, zic, nu, hai pe jos. De ce să mă răcoresc? Înjuram. Și ieșeam, am trecut prin fața restaurantului Nord, tocmai când făceau vidanjarea, ultima categorie de bețiv. Și am încetinit. Și nevastă mea, hai mai repede, că uite, sunt ăștia bețivi. Hai că poate să agață vreunul de tine și mă răcoresc. Trecu timpul și la un moment dat bătrânul vine și spune, zice, mă, vreau să te rog ceva, te-am promis că mă ajut. Da, băi, mă, te-am promis. Da, băi, zi. Uite, am găsit bilete la teatrul, nu știu unde, și n-avem cu cine să lăsăm pe Mihăița. Știu că e așa, dar te rog pentru mine. Puu, bătrâne, abia aștept. Primete-l încoace. Mă, dar nu te supăr. Nu, abia aștept. În ziua respectivă, l-așteptam pe să-l aducă pe Mihăiță. Am instruit nevasta. Stai în bucătărie, nu ieși de acolo. Până nu te chem eu. Și aveam un culoar foarte lung, așa, de la intrare. Și un fotoliu pe care stăteam eu și citeam.
Și la un moment dat țăr la ușă, eu țip. Descuiat intră. Și intră ăștia doi îmbrăcați frumos, elegant. Și cu Mihăița. Și îl bagă pe ăsta înăuntru, închid ușa și ăla fugă. Mihăița se întoarce spre ușă, începe da cu mâine, cu picioarele, că era nervos rău de tot. Eu simțeam cum crește colesterolul în mine. Și la un moment dat am explodat. Nu știu când am trecut pe culoarul ăla. Cum ăsta era mic așa, l-am luat așa de gulăr, l-am sărtat în sus ca să pot vorbi cu el direct. Și am explicat cu o voce foarte calmă. Că sunt foarte ocupat că citesc. Nevastă mai e foarte ocupată că face de mâncare pentru noi. Acum când îl las jos, intră în cameră la fete, sunt jucării acolo și se joacă. Dacă are vreo problemă, este în fața acolo, la mine aici, unde eu sunt foarte ocupat, că citesc și așteptă. Și îl văd. Și îl întreb ce are. Mihăiță, când l-am lăsat jos, da, nene, pâș, 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 a dispărut în camera fetelor. După câtva timp apare cu o jucărie, că nu știu ce dracu era, avea jucărie aia. Se oprește acolo în fața mea. Eu las cartea, ce Mihăiță? Nu știu ce era. Aici. Ce are? Cu tare, uite așa, le-am reparat-o, a stat cu el, l-am învățat să lucreze cu ea. Poftim, Mihăiță. Mihăiță, dispare. Mihăiță a dispărut. Cu minte, copilul, nu-l auzi ei. Ăla, Mihăiță. Nevastă mea ne anunță că suntem invitați la masă. Mihăiță, hai. Am pus pe Mihăiță la masă acolo. Și i-am adus două cărți enciclopedia. Așa au fost învățate și fetele mele. De ce? Ca să salte mai sus. Unde greșesc majoritatea părinților care văd, dar nu înțeleg, copilul când ajunge prima dată la masă, aici e masa și aici e farfuria. Și rezultatul ăsta așa mănâncă. Rezultatul, în timp, copilul crește, dar a rămas cu reflexul ăsta. Și atunci când stă la masă, stă așa. Și soarbe. E, l-am săltat în sus, am început Mihăiță să mănânce și a început să soarbă. Cu toate că am trecut prin școala superioară de pe Nicolae Băcescu, nu m-am obișnuit cu zgomotul ăsta. Și atunci am spus calm, Mihăiță, dacă mai sorbi o dată, storm farfuria în cap. Culmea, Mihăiță știa cum să mănânce. N-a mai sorbit. Terminat, Mihăiță în camera ta. Am treabă, citesc. Vine ora când îi așteptați să se întoarcă părinții. Mihăiță era chiar pe lângă mine. Nu știu ce explicam eu și... Vă puneam la mintea lui, dar păstrând proporția. El e Mihăiță, eu sunt eu. Și nevastă mai spune, trebuie să vină ăștia acum. Mihăiță a auzit și a început să urle. Mihăiță, te doare buticica? Nu, nene, stai jos. Când am continuat treaba. Sună la ușă, eu țip deschide, intră ăștia doi, bătrânul, Mihăiță, hai la tata. Mihăiță stătea să uita la mine. Și pe aia să uită la ei. Soția lui, Mihăiță, hai la mama. Mihăiță se uita la mine, nu se miște. Și spune, Mihăiță, du-te. Și-a luat la jos, fugi la ei. Pa! A doua zi mă întâlnesc cu bătrânul la serviciu. Mă, ce ai făcut lui Mihăiță, măi? Nimic. De ce? Păi, nu știu cum mi-am spus că dacă nu-i cu minte, vine la tine. Și Mihăiță merge ca trolebuzul. N-am uitat la el, n-are vânătăi, n-are nimic. Păi bătrâne, am zâmbit. Uite, tocmai
scurtezi lucrarea, să speria copilul. Normal, după aia Mihăiță a intrat în normal, așa cum știe el și cum îl lăsau părinții. În concluzie, ca să o scurtez, că pot da exemple multe, tatăl este de vină și mă deranjează cum adevărul este manipulat într-o direcție. Că trebuie faultat micușor, de acord, dar găsește lucrurile reale. Că văd că mai am câteva minute. Motivația. Nicușorul devine ca deschis ușa principală. Că înainte cetățenii veneau pe stânga sau pe dreapta. Da? Intrarea de serviciu. Nu sunt de acord. Cetățenii trebuie să intre pe intrarea principală. Că ei sunt beneficiarii la toți funcționarii aia de acolo. Că de-aia trăiesc aia acolo. Dar cetățenilor îi place să intre pe intrarea secundară. E în Brașov, aici SIF Transilvania, unde și eu sunt acționar. Nu știu ce, aveam o treabă cu actele și m-a dus la ei. Și cetățenii intrau pe intrarea secundară. Una micuță, și se tău în ploaie acolo, n-aveau cupertină, nu? Și era un burtos de ăla care se uita așa la ei. Exista și intrarea principală. Uși automate, un ghișeu de la foarte frumos. Ocolit, am intrat pe acolo. Ăla de la ghișeu, o piele roșie de aia. E, domnul, încotro, întreabă o problemă. Acolo. Da. Și intru acolo, unde erau vreo 15 salariați, toți cu calculatorul în față, toți atenți la monitor și lucrau tare de mouse. Eu având oarecare tangențe cu calculatoarele, respect asta. Și am așteptat să mă bage unul în seamă, mai ales unul din ei lucrase încă înainte. El era ocupat. Și atunci mă apropie așa, ca să pot vedea monitorul. Tipul se juca. Un joc. Mulți alături și cu coana aia se juca. Toți se jucau și n-aveau timp de mine. Bașcă două salariate de pe Ecuson, aveau o chestiune de importantă de serviciu. Schimbau rețeta la zacuscă și explicau și vorbeau tare. Și atunci, ca să atrag atenția, doamnelor, nu vă supărați, sunteți salariat aici? Da. Ieșiți pe hol să vorbiți de zacuscă, că mă deranjați. Mi-au aruncat aia niște priviri, m-au lipit tot așa de perete. Și a ieșit afară. Ăsta lucra mai departe, de-aia trasesem cât de cât atenția. Și atunci am apropiat de el. Vă place scaunul care l-aveți? E suficient de ergonomic? Spune dacă nu vă place, că vă cumpăr altul. Dar monitorul ăsta are diagonala bună și mă bag așa în fața lui. Spuneți că vă cumpăr altul. Ăsta șocat. Păi cum ați cumpărat al noastră scaunul? Păi de unde dracu credeți că aveți scaun? În banii mei. Eu sunt acționar la SIF aici, nu noastră. Șocat. Și atunci mi-a explicat exact de rapid ce vreau, tipul a lăsat dracu mouse-ul, mi-a rezolvat treaba asta, mi-a dat hârtia ce mă interesa, a scos-o la imprimat, mulțumesc că m-a servit. Mamă, am fost ciuruit de privirile salariatelor, scandalizate. Așa și la asociația de proprietari 162 am fost părât de președinte la o ședință de scară. Știi și a afirmat domnul Popescu despre noi că suntem salariații lui. Și toți ceilalți proprietari de pe scară s-au uitat consternați la mine. Gata, am terminat. În concluzie, iertați-l pe Nicușor. În acest caz particular nu are nicio vină. De bine berbecul lui Tyson, de tatăl.
Îmi pare foarte rău de situația în care însă și-a făcut-o cu mâna lui. E urmare directă a faptului că nu știe să-și educe copilul. Copilul nu e o maimuță care implicit cum găsești o cracă să urcă pe cracă. Trebuie să le duci. Dar asta e treaba părinților. A vorbit Dan Colibaș. Nu promit că mai apar. Sunt foarte ocupat. Vedeți că tot repar însemnările astea. Apar cu R, un J roșu acolo. Sunt interesante. Am rămas și surprins cât de deștept eram pe vremuri. Așa că mai intrați direct pe blog acolo și le căutați pe ăsta. Cu toate că unele sunt din 2011, sunt actuale și acum. Și se pot audia. Toate bune! De unde se oprește? De aici. Cât am vorbit? Nu mai știu. Mult! Așa sunt eu, vorbă lungă. Am zâmbit